Măsurile de austeritate au scos din nou în stradă zeci de mii de oameni disperați în Spania și Portugalia. Manifestanții au denunțat economiile bugetare și creșterea impozitelor impuse în opinia lor de FMI și țările mai bogate ale Uniunii Europene în frunte cu Germania. Manifestația de la Madrid s-a desfășurat sub deviza "Ei vor să ruineze țara, iar noi trebuie să-i împiedicăm". Numeroși participanți purtau însă mici pancarte cu o lozincă mai concisă: "Nu". Ei își exprimau astfel atitudinea față de măsurile guvernului condus de Mariano Rajoy, creșterea impozitelor și a TVA și economii de 102 miliarde de euro până în 2014. Rajoy lo que ha conseguido es lo que no ha conseguido nunca nadie, que es unir a todos los españoles. En contra, claro. Y todos los países del eje sur, como Grecia, como España, como Italia, tener una línea fuerte de unión y plantarse ante Europa y decir, nosotros si tenemos que pagar la deuda, la pagaremos, pero no en estas condiciones de esclavitud. Spaniolii spun că austeritatea nu poate decât să agraveze criza, în timp ce șomajul a atins deja un nivel record. Toate acestea în timp ce guvernul ar putea cere oficial ajutorul financiar al Uniunii Europene, care va fi însoțit de cerințe și mai severe. Portugalia beneficiază deja de un plan internațional de ajutor care obligă guvernul să aplice mereu noi măsuri de rigoare bugetară. Ieri, 100.000 de oameni au manifestat la Lisabona, Porto și în alte orașe împotriva așa numitului terorism social al puterii. Digamos cada vez mais convincente a dizer basta de tanto roubo e mentira. Ou seja, este governo tem falhado redondamente em tudo o que promete. E acima de tudo, nós temos visto que os sacrifícios são sempre os mesmos. Marșul a fost însoțit de incidente minore urmate de arestări. Scutierii au fost bombardați cu roșii și mai ales după căderea serii cu artificii. Nu s-au înregistrat victime. Politica guvernului de centru-dreapta este criticată nu doar de opoziție, ci și de patronat, care se teme că ea va adânci recesiunea prin care trece Portugalia.